Bună ziua! Vreau să vă demonstrez cum se tricotează modelul elastic cu bandă dublă. Este identic pe ambele părți, se tricotează ușor și poate fi folosit pentru fulare, eșarfe, pulovere, berete sau ca și margine în realizarea diverselor proiecte și altor modele tricotate, de exemplu pulovere sau șosete care pot fi perfect mulate pe picior. Și avem nevoie de un număr egal de ochiuri. În cazul meu am luat 16. Deci montăm pe spițe 16 ochiuri și tricotăm, dintre care vor fi 2 de margine și 14 de lucru. Întotdeauna primul loc de margine îl transferăm pe cealaltă spiță. Și mai departe, ochi pe față. Al doilea ochi pe dos nu îl tricotăm. Ața rămâne aici, după cum vedeți. Mai departe, iarăși, un ochi pe față. Ața, ca și cum am tricotat un ochi pe dos, și, dar nu îl lucrăm, îl trecem pe spița cealaltă. Iarăși un ochi pe față. Ochiul pe dos nu îl lucrăm. Un ochi pe față. Așa. Ca să ne fie mai ușor, iată, facem ochiul pe față, ața o ținem așa, transferăm ochiul pe dos aici și iarăși facem un ochi pe față, ochiul pe dos nu lucrăm, un ochi pe față, ochiul pe dos nu lucrăm și întotdeauna, în caz eu, de obicei, ultimul ochi de margine îl tricotez pe dos. Dumneavoastră cum doriți. Nu este greșit nici într-un fel. Rândul 2, ochiul de margine, îl transferăm și în același mod tricotăm și acest rând. Un ochi pe față, următorul nu lucrăm, un ochi pe față. Sper că se vede bine. Următorul nu lucrăm. Un ochi pe față. Următorul nu lucrăm. Și continuăm în așa mod până la sfârșitul rândului. Un ochi pe față. Cel pe dos nu lucrăm. Un ochi pe față. Așa. Și mai avem, iată, încă unul și ochiul de margine. Pe dos. Rândul 3. Deja cred că v-ați obișnuit și vom tricota mai repede. Un ochi pe față. Nu lucrăm. Un ochi pe față. Un ochi nu lucrăm. Un ochi pe față. Continuăm câteva rânduri ca să vedem efectul. Spre deosebire de elasticul simplu, acest tip de elastic cu bandă dublă arată mult mai bine. Este mult mai complet. Și este ușor, chiar foarte ușor de tricotat. Iată următorul rând. Deci, în așa mod, tricotăm câteva rânduri ca să vedeți ce se primește.
mai pe față. Acesta nu lucră. Odată ce vă obișnuiți, tricotatul merge mult mai repede. Iată, deja se vede efectul. Începem cu un ochi pe față și terminăm cu unul pe dos, care nu se lucrează. Asta este tot ce trebuie să reținem. Nimic complicat. Iată. Dacă aveți întrebări, puteți ca să scrieți în comentarii și vă răspund cu plăcere. Deci, acesta este modelul. Să vă arăt ce s-a primit și aici. Iată. Vedem că are două benzi și arată foarte bine pe ambele părți. Aici nu prea bine se vede. Ne uităm aici. Iată. Iată. Eu consider că este chiar perfect acest model și ușor de tricotat. Dacă v-a plăcut acest tutorial, abonați-vă la canalul meu și vă doresc spor la tricotat și câte mai multe succese și lucrări magnifice să aveți. Pa, pa!